În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Învățătorule, toată noaptea m-am străduit și nimic n-am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele noastre. Iubiți credincioși, astăzi ne aflăm în jurul lacului Genizaret, locul în care Mântuitorul de departe a văzut două corăbii. Și apropiindu-se de ele, s-a adresat lui Petru, care era cu corabia sa, și a spus: mergi mai la adânc. Și urcându-se în corabie, a mers puțin și s-a întors și din corabie învăța mulțimile. Și după ce a terminat de învățat mulțimile, i-a spus lui Petru: aruncă mreaja ta ca să prindem pește. Și Petru i-a spus: învățătorule, toată noaptea ne-am străduit și nimic n-am prins, dar după cuvântul tău vom arunca mrejele noastre. Și au aruncat mreaja și nu mai puteau să o scoată de mulțimea peștilor, încât au chemat și pe ceilalți care se aflau în cealaltă corabie și au scos peștii de era să se scufunde corăbiile. Și ieșind la țărm, Petru s-a ridicat și a zis Mântuitorului: Doamne, du-te de la mine, căci sunt om păcătos. Și Mântuitorul i-a spus: mergi și nu-ți fie frică, pentru că de acum vei fi pescar de oameni. Iubiți credincioși, fiecare om își are în viața sa un moment în care începe să se îndoiască, începe să facă o autoevaluare, să spună: pentru asta m-am străduit, nu mi-a ieșit până acum nimic, nu știu ce voi face, și totuși merge așa într-o anumită inerție. Să vedem până când. Ei, cred că așa se va fi întâmplat și cu Petru și cu ceilalți apostoli și ucenici ai Mântuitorului. Toată noaptea au pescuit. Toată noaptea s-au străduit, în primul rând pentru că asta le era meseria, în al doilea rând pentru că niciodată nu se știe până când ajungi la țărmul mării, înapoi, dacă nu cumva vei prinde ceva până la urmă. Acum, bine, veți face comparații poate cu cei care pescuiesc astăzi, este cu totul și cu totul altceva. Poate că astăzi cineva iese la pescuit așa numai de amuzament sau pentru a-și satisface vreo anumită înclinație, dar oamenii aceia pescuiau pentru că asta le era meseria. E bine, nici în ziua de astăzi pescuitul nu a rămas decât la faza de pescuit sportiv, după cum nici peștii n-au aceeași soartă să fie aruncați în apă de către un sportiv sau să fie aruncați într-o tigaie de cel care îi prinde pentru așa ceva. Așadar, fiecare om, spuneam, își are momentul la care se întreabă: sunt pe drumul cel bun? Meseria pe care o fac este cea pe care, într-adevăr, trebuie să o fac? Și iată că Mântuitorul astăzi ne dă un răspuns. Prin faptul că Petru, care era pescar, a primit pentru noi toți și în ziua de astăzi un răspuns. Ceea ce facem aici trebuie să aibă o oglindă dincolo. Ceea ce facem aici trebuie să fie desăvârșit, pentru că urmează să intrăm într-o altă etapă. După ce a fost pescar, Sfântul Apostol Petru a fost chemat să fie pescar de oameni. Meseria nu s-a schimbat. Adică a sta cu răbdare la granița sufletului omului ca să-l atragi către Hristos. A sta toată noaptea fără să poți să găsești pe cineva cu care să dialoghezi. Asta înseamnă să fii pescar de oameni. Dar să știți că pescar de oameni nu înseamnă neapărat slujirea lui Hristos la altar, ci pescar de oameni înseamnă fiecare meserie pe care o face cineva. Dar să știți că întrebarea va stărui toată viața: dacă n-am prins nimic, ce vom face, că vine dimineața?
Cât de frumos ne spune Sfântul Evanghelist Luca cum Mântuitorul l-a chemat pe Petru și a spus să tragă corabia, apoi a spus, mergi mai la adânc. Va să zic că noi după ce toată noaptea, adică viața aceasta pe care am dus-o până acum și ne va Dumnezeu să o ducem până la sfârșit, este o noapte în care noi bâșbâim așa, ca niște orbi. Dar știm că trebuie să atingem ceva. Să știți că orbul nu bâșbâie ca să bage mâna în foc, ci ca să vadă pe unde trebuie să meargă, să simtă dacă pașii lui calcă pe unde trebuie. Și pentru că spuneam că fiecare om are la un moment dat întrebările lui, în câteva cuvinte am să vă spun un fapt petrecut acum 18 ani, când arhiereul mi-a dat Evanghelia în mână, Dumnezeu să-l odihnească în altul preasfințitul arhiepiscopul Lucian, și mi-a dat să citesc pentru ultima dată în viața mea această Evanghelie în calitate de diacon. 2 ani și jumătate fusesem diacon și mă străduiam să înțeleg de ce se prelungește diaconia mea. E bine, înainte vreme nu erau diaconii să stea cu zecile de ani. Stăteau unii o zi, alții două, alții o săptămână, o lună, două. Așa cei care erau, cum eram eu, prins într-o anumită formă de diaconie mai prelungită, mă întrebam de ce au trecut 2 ani și jumătate și încă nu am ajuns să slujesc ca preot. Pentru că Părintele Arsenie întotdeauna mă încuraja, zice, tată, da, preoție când începi? Că diaconie mie mi se pare că nu prea e pentru frăția ta. Și m-am întrebat mereu până când și până când. Și am aflat răspunsul doar când am ajuns în Amvon. Vă aduceți aminte la catedrală cum este Amvonul acela? Și am așezat Evanghelia pe aripile deschise ale vulturului care era cu spate la mine și cu fața la credincioși. Și când am citit Evanghelia, atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, am fost slobozit din diaconie și trimis să fiu pescar de oameni. A fost pentru mine atunci și o promisiune ca de fiecare dată când voi citi Evanghelia aceasta să-mi aduc aminte în fața dumneavoastră cum a fost când am citit-o ultima dată ca diacon. Pentru că atunci când va fi să o citesc ultima dată ca preot, nu cred că voi ști. Niciodată nu vom ști asta. Dar pot să vă spun cum a fost când am citit-o ca diacon ultima dată. Atunci, până să urc și până să cobor treptele acelea, sunt vreo 8, cred, dacă mi-aduc eu minte aminte, mi-au venit în cap toate gândurile mele și atunci mărturiseam lui Dumnezeu că mă simt păcătos, că m-am îndoit. M-am îndoit că va veni vremea în care și eu să fiu slobozit la o parohie, m-am îndoit că va veni vremea așa curând să pot să mă ocup și eu de o turmă, pot să fiu și eu să spun oamenilor ce am învățat și ce am simțit și iată că Dumnezeu mi-a dat. E bine, faptul că mi-a dat această putere să vă pot spune din când în când câte ceva este un lucru minunat. Dar atunci când am posibilitatea să vă spun, vreau să știți că eu spun numai ceea ce simt. Uneori cineva în prag de pensie îmi spunea, zice, părinte, când de-abia aștept să ajung la pensie, mi-am propus să văd toată lumea. Și bineînțeles că era într-un entuziasm care cu greu mi-a dat voie să deschid și o gura. L-am lăsat să spună cam ce ar vrea să vadă și am îndrăzit și eu să spun. Zic, am și eu o singură întrebare. Care? Ai pașaport? Nu. Păi zic, n-ai mai fost până acum niciodată în altă parte decât în țara noastră? Nu. Și vrei să vezi lumea? Da, după ce ești la pensie. Zic, nu o să o vezi. Acum să știți că eu n-am zis-o ca mama omida. Nu o să o vezi că știam eu. Nu, dar măcar să-l ambiționez. Și dar de ce? Păi zic, să știi că în general omul face la bătrânețe ceea ce a făcut în tinerețe. Dacă n-ai antrenamentul să faci un lucru, nu-l vei face nici atunci. Bineînțeles că omul s-a lămurit și până la pensionare a început să dezlege puțin legăturile granițelor și încet, încet să se apuce de plecat. Să nu ne amăgim, fraților, că putem să facem la bătrânețe ceea ce n-am putut să facem toată viața. Altcineva mi-a spus că de-abia așteaptă
să ajungă la pensie. Bine, probabil că ăsta e sectorul meu în care mă învârt. Mi-a spus că de-abia aștept să ajungă la pensie să citească toate operele scriitorilor ruși. Că știe el de când era la școală ce profund e Dostoievski și Tolstoi și toate cele. Și am spus, dar câți ai citit până acum? Zice, nu, de-abia aștept să ajung la pensie. Zic, nu o să citești. Bine, acum, iar vă spun, nu ca mama Omida, dar măcar să-l fac cum, să înceapă cu 2-3 ani înainte de pensionare să citească. Și într-adevăr, după ce a ieșit la pensie, omul a fost năpădit de alte griji și a uitat visele. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Nimeni nu îmbătrânește altfel decât a trăit. Nimeni nu poate să facă la sfârșitul vieții ceea ce a visat el că va face în timpul tinereții. Părintele Sinis zicea, tată, dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Întotdeauna îi plăcea să spună lucrul ăsta. Și spunea, tot ceea ce trebuie să învățăm toată viața este că bătrânețea ne-o pregătim la tinerețe. Bună oară, pe unde am fost acum în preumblările mele, că mă veți mai schimba la față așa, bine, nu ca Mântuitorul pe Muntele Tabor. Sunt schimbat la față pentru că am fost într-o zonă în care soarele era mai darnic decât pe aici. Și am văzut acolo niște oameni tot la vârsta asta, că m-am încadrat acum la un anumit teritoriu al vârstei, niște oameni care ieșeau să se plimbe la o anumită vârstă și mă întrebam așa, văzând cu câtă cu cât firesc făceau niște plimbări și niște mișcări, și am spus, ăștia toată viața au făcut așa. Pentru că nu ne putem apuca acum, la o anumită vârstă, să facem ceea ce ved la ceilalți. Dar, din păcate, am văzut și alți, mai neputincioși și mai în vârstă, care încercau să facă niște exerciții, tipurile de întinerire sau de pregătire așa fizică, și vedeam că nu neputința nu îi lasă să le facă așa cum trebuie, ci lipsa de antrenament. Și mi-a zis, bă, tată, în gândul meu, dacă o faci la vârsta asta, o faci degeaba. Pentru că toate se fac din timpul în care poți să le faci așa cum se cuvine. Acum, dacă nu suntem cumpătați până la 50 de ani, nu mai putem să facem mare lucru de la 50 încolo. Trebuie să fim cumpătați de la început. Am văzut vieții oameni care se mai uită în stânga și în dreapta tot felul de diete, care țin o săptămână, două, trei. Bine, da. Trebuie să intre în firea noastră. A intra în firea noastră înseamnă a-i cere lui Dumnezeu răgaz pentru toate și a nu abandona ceea ce avem în cap să facem. Bună oară să vă spun, era odată un urs, dar flămând rău, flămând de flămând. Acum nu mai avea răbdare să-și potolească foamea cu vreun fagure de miere, că nu știa de unde să-l ia. Nu mai avea răbdare pentru cules de mure, că nu se sărutura repede. A văzut însă aproape de el un iepuraș și a zis, ăsta e. Și a început să-l alerge. L-a alergat și la un moment dat ursul a obosit. Și s-a suit așa pe o piatră și stătea. Când l-a văzut iepurașul că nu mai e urmărit, a stat și iepurașul să mai odihnească. Cum s-a odihnit puțin ursul, ia-o iar la fugă, iepurașul și mai tare. Face el vreo două, trei opriri de-astea, iepurașul tot în fața lui și se așează ursul pe o altă piatră și își spune în gând, Doamne, ce mă făceam dacă mă alerga el pe mine? Să știți că aceasta este vârsta noastră. Alergăm după ani, dar dacă anii alergă după noi, noi putem să îi oprim. După cum am mai spus de părintele acela de 90 de ani, care arăta mai bine decât toți ceilalți conslujitori, care fiind întrebat care este secretul longevității și cum de a ajuns la vârsta asta, a spus, în primul rând, să nu uitați că anii ne-i dă Dumnezeu. Câți ne-i dă? Dar să știți că noi ne putem scădea. N-a zis omul că ne-i putem adăuga. Ne-i putem scădea. Adică, dacă vrem să mergem pe linia maximă pe care ne-a dat Dumnezeu să o
să mergem, trebuie să avem o singură grijă. Să nu scădem. Nu putem să mai adăugăm ceva, dar să nu scădem. Și este suficient. De aceea, astăzi, este așa o atmosferă deosebită prin faptul că aflăm mai multe lucruri. În primul rând, din Sfânta Evanghelie de astăzi, aflăm că după ce ne-am străduit noi, trebuie să lăsăm pe Dumnezeu în mod real să intre în viața noastră. Cum adică? Păi după ce s-au străduit vieții oameni și își reparau mrejele, Mântuitorul a venit la ei și le-a cerut să meargă puțin mai încolo. Acum puneți-vă și dumneavoastră în locul Sfinților Apostoli. Bă, după ce că m-am străduit și după ce că nici nu sunt motivat, adică dacă aveam barca plină, frigiderile pline, nu mai era o problemă, hai mă să facem și o cursă cu asta, ce mare lucru. Dar când ești și supărat, ei s-au făcut ascultare. Mai mult, s-au și pus la dispoziția Mântuitorului și au stat în barcă în timp ce Mântuitorul vorbea celorlalți. Acum o să vă întrebați că sunt mulți cârcotași care, păi cum adică s-auzea în barcă de la... V-am zis care e treaba cu auzitul și cu distanța? Adică de ce auzeau cei care îl înconjurau pe Mântuitorul 5-6 mii de oameni? Să nu credeți că era așa neputincios cu stație de gât cum suntem noi și cu microfoane sau de pădărân. Nu! Se auzea pentru că distanța dintre oameni o face dragostea dintre ei. Nu știți că atunci când vă supărați cu cineva, chiar dacă este la un metru de dumneavoastră, începe să țipați la el, ca și când e la un kilometru. Dacă vă țipați și mai tare și țipă și el, țipați ca și când ar fi la 2 kilometri. Mi-aduc aminte de cineva care vorbea așa tare la telefon și ziceau, bă, dar se aude, zice, dacă vorbești mai tare, te aud fără telefon. Adică încep distanțele astea să se mărească, deși noi suntem unul lângă altul. De ce? Pentru că ne certăm. Dar ia să vedeți, atunci când iubim pe celălalt, nu e nevoie să strigăm, nu e nevoie să țipăm, dar nu e nevoie nici măcar ca celălalt să ne audă ce vorbim. Trebuie să ne simtă, să ne simtă că iubim. Așa făcea Mântuitorul. Și de asta putea să fie ascultat și de la câțiva kilometri. Pentru că iubește pe oameni și acum, dar minte atunci când era printre ei. Și de aceea Mântuitorul n-avea nevoie decât să le spună ucenicilor să treacă barca puțin mai departe, să aibă așa un câmp vizual asupra lor, ca să iubească pe cât mai mulți. Ei bine, după ce Mântuitorul a vorbit, a învățat mulțimile, a început să treacă de la teorie la practică și a zis, bine, acum ați făcut ascultare, da. Haideți să vă vedem dacă puneți în practică ce ați învățat. Probabil că va fi vorbit Mântuitorul, că nu ne spune exact ce le-a vorbit, despre răbdare și despre încercare. Și le-a spus, aruncați breaja. Apoi dacă Petru, după ce că toată noaptea nu făcuse nimic, după ce că îi și rupseseră mrejele că le repara, și după ce că mai fusese ținut și vreo jumătate de oră, o oră cu corabia așa, putea să zică, auzi ce, nouă ne ajunge. Câți dintre noi nu spunem așa? Doamne, m-am tot rugat, gata, asta e. Dar nu, a spus, toată noaptea ne-am străduit, nimic n-am prins, dar după cuvântul tău, vedeți ce înseamnă să asculți cuvântul. Că dacă ești lângă cel care vorbește, dar nu-l asculți, v-am spus și altă dată că a asculta pe un altul este o mare artă. Este o artă prin faptul că trebuie să știi să o faci. Trebuie să știi să-l asculți pe celălalt. Nu așa, hai zi, da, te scotocesc de telefoane, unul la ureche, unul mai dai niște mesaje, da, zi că te ascult. Păi asta nu înseamnă că te ascult. Petru chiar ascultase. Petru era în mai ochi și urechi și a zis, Doamne, cu alte cuvinte, sunt dator să-ți spun că noi ne-am străduit toată noaptea și n-am prins nimic, dar după cuvântul tău aruncăm. Asta înseamnă că noi, atunci când ne rugăm la Dumnezeu și nu primim un răspuns așa de repede și așa de clar cum îl așteptăm, trebuie să avem răbdare până la capăt. Mi-am propus ca toată viața să vă spun cât de nerăbdător am fost eu 2 ani jumate de diaconie să fiu preot și într-o singură secundă m-a lecuit ca un balsam această Evanghelie. Toată noaptea mi-am stăduit, nimic n-am prins, dar voi arunca breașa. Adică am continuat să slujesc ca diacon până când aflăm că ceea ce facem noi trebuie să fie desăvârșit. Și când s-a speriat Petru de atâția pești, vezi că Dumnezeu are o măsură. Știți care e măsura lui Dumnezeu?
De exemplu, le-a dat atâția pești, dar nu le-a scufundat corabia. Că au chemat și pe cealaltă corabie. Și alt aspect foarte interesant. Mai erau ceilalți în altă corabie. Erau pe aceeași mare, ascultau aceeași voce a Mântuitorului, decât că Mântuitorul s-a suit într-o singură corabie. Trebuie să înțelegem următoarele. Niciodată să nu spunem, eu sunt colegul cu tare, sau colegul cu tare, am fost și eu în generația cu tare. Păi ai fost, dar nu e relevant. Am auzit pe cineva care s-a dus la un ierarh și a spus, zice, știți, preasfințite, noi suntem colegi. Zice, nu, noi am fost colegi. Colegii mei sunt în Sfântul Sinod. Adică, fraților, una e barca în care a venit Mântuitorul și a vorbit și alta e barca ce a rămas mai încolo. E adevărat că a fost și ea chemată să tragă din mulțimea peștilor, că a avut răbdare și n-a plecat mai încolo. Dar nu trebuie să ne amăgim acum că suntem colegi cu toată lumea și ne permitem. Nu, ci trebuie să știm, așa cum zice românul, să-ți legi șaua unde ți-i apa. Adică trebuie să știi unde îți este locul tău. Vă aduceți aminte de cel care a venit în perioada interbelică prin București? Și în București nu știa că sunt căruțele, nu mai sunt căruțe, sunt tramvaie, dar sunt trase tot de cai. Și arătau așa, ca o baracă. În mintea unui om care venea de la țară, chiar și-a venit unul cu capra. Și și-a legat de una din barăcile astea capra. Și bineînțeles că nu era o baracă, era un tramvai tras de cai. Și după ce a ieșit el de la o bere, a văzut că nu mai e capra. Dar acum săracul bietul om se întreba, ce capra ca capra, dar unde e baraca? Contează foarte mult sistemul de referință la care ne referim. Sistemul la care știm sigur că putem să avem niște coordonate. Dar dacă noi ne așezăm la lucruri mobile, de unde să mai știm cum să ne raportăm? De aceea astăzi învățăm un lucru mare. Că ceea ce facem noi acum trebuie să fim pregătiți să facem desăvârșit în lumea cealaltă. Fiecare dintre noi poate să-și scuture bine, bă, din ceea ce fac eu acum, ce pot eu să fac dincolo? V-am spus și altă dată, dacă vreți să vedeți care este valoarea, trebuie să vă uitați pe dumneavoastră să spuneți, bă, uite, valoarea mea este ceea ce nu-mi poate fura hoțul. De exemplu, unui zugrav, dacă ia cineva trafaletul, nu mai e zugrav? Acum, oricât de aurit ar fi trafaletul ăla, nu e meseria lui. Sau unui zidar, dacă ia cineva mistria sau se ruginește, nu mai știe să dea mortarul pe pereți? Nu e chiar așa. Dacă suntem în stare să spunem, Doamne, valoarea mea este ceea ce nimeni nu poate fura. Sentimentele mele, dragostea mea pentru ceilalți, înseamnă că poți să-mi lași, să-mi fure totul, pentru că ceea ce este al meu este numai cu mine. Vă aduceți aminte de când făceați latină pe la școală, cei care ați mai prins latina, era omnea mea mecum porto, ceea ce este al meu port cu mine. Despre acest lucru se spunea, așa spuneau latinii. Adică nu poate nimeni să ne ia ceea ce este al nostru, decât că ceea ce este al nostru trebuie să facem desăvârșit. Bun, eu aici slujesc. Lumea de dincolo, bineînțeles că în mintea mea este că voi sluji. Un profesor trebuie să aibă aceeași mentalitate de a vedea lucrurile. Învață și lumea de dincolo va învăța. Dar dacă învață numai așa, cu ochii că poate cineva, pe nota pe care i-a dat-o, mai deschide un portofel, mai bagă ceva în buzunar, nu mai e același lucru. Adică ceea ce facem să poate să fie ridicat la rang de veșnicie. Așa cum pescuitul a fost astăzi ridicat la rang de veșnicia pescuitului de oameni, așa trebuie să se ridice fiecare dintre meserile pe care le facem noi. Și vreau să închei aducându-vă aminte încă o dată că am cunoscut și oameni care știu să lucreze și să facă liturghie din orice, despre tinichigiul acela care repara cu atâta meticulozitate tablele, încât avea și el o ambiție, să nu pună chit să îndrepte tabla, ci să o îndrepte numai cu ciocanul și cu mâna lui. Și finisările le făcea cu pânza de bonfire pusă pe cant și nu mai dădea drumul până când atingea puțin. Și așa făcea finisarea, încât după ce
el punea mâna pe tabla aceea, putea să fie vopsită acea tablă. Consideram întotdeauna că și-a făcut ca pe o liturghie meseria. Întotdeauna mi-aduc aminte de femeia aceea pe care am văzut-o la 4 ani și jumătate, când dădea cu mătura și parcă vrăjea tot gunoiul și se aduna înaintea ei, încât m-a făcut pe mine un copil să ajung acasă și să-mi fac și eu o mătură și să-mi dau seama că nu e chiar așa de ușor. Cine își face meseria așa cum trebuie, cei care îl văd făcându-o să creadă că este cel mai ușor lucru din viață. Și atunci știe el că și-a făcut meseria cum trebuie, iar meseria aceea poate să primească rangul de veșnicie. Iubiți credincioși, fie ca ziua de astăzi, o zi în care ne-am văietat destul lui Dumnezeu, că toată noaptea n-am prins nimic, să spună de acum, vei fi pescar de oameni. Așa să ne ajute Dumnezeu.